Hello și bine v-am găsit la vlogul de săptămâna aceasta. Sper că e ok intro-ul ăsta. Am stat să mă gândesc foarte mult și sper că nu imit pe nimeni cu chestia asta, că ar fi ciudat. Astăzi o să discutăm despre ceva destul de important și anume despre înțelegere. Da? O să fie o temă cu două exemple care mi s-au întâmplat foarte recent, bine, acum o lună și unul destul de recent. Și o să vedeți exact la final o morală destul de interesantă și sper să învățați ceva din chestia asta. Puteți observa în spatele meu un nou background. Bine, e deocamdată provizoriu pentru că încercăm noi să facem ceva aici cu un fel de panou și mai multe chestii de astea, știi? Am mutat cumva biroul așa ciudat și știu că s-ar putea să aud un fel de comentariu ăsta, deci îmi pare foarte rău, știu că se vede lumina, asta este, se reflectă absolut tot în oglindă aici. Eu acum văd cam câinile astea aici. Bun, deci să începem cu povestea. Nu o să fie tocmai, nu știu, un story time, nu știu exact cum se fac story time-urile, deși am văzut că sunt foarte populare pe YouTube în momentul ăsta. O să încerc, de fapt, să vă dau o morală la final și sper să vă fie destul de utilă. De asemenea, dacă sunteți noi pe canal, aveți ocazia perfectă să apăsați pe butonul de subscribe sau abonează-te, depinde în ce limbă aveți voi YouTube-ul. Ei, aici glumesc, serios, nu? Îmi dau seama că vă dați seama diferența dintre abonează-te și subscribe, nu? Sper. Apropo, să lăsați, vă rog, și un like mai jos dacă sunteți de acord cu ceea ce discut aici și dacă vă place, nu știu, ceea ce fac pe canal în general, m-ar ajuta foarte mult. YouTube-ul face foarte multe fițe în ultima vreme și asta m-ar încuraja foarte mult să filmez mai departe. Am fost recent la un hipermarket de la mine din oraș, cum v-am zis și adineauri, și eram cu o fostă colegă de clasă și ne-am dus noi frumos la casă. Așteptăm noi acolo 5 minute, știi? Și banda nu merge mai departe și nu știam de ce. Până când văd că era acolo o doamnă care efectiv stătea la o casiere și casiera a luat în momentul ăla o tăviță cu pulpe sau nu, era aripioare de pui, măi, dar la înghețate, știi? Deci era o caserolă în sine înghețată cu plastic înghețat. Și femeia când a luat că prostia aia de pe bandă, pur și simplu a făcut pac, țin cu degetul și s-a spart ambalajul ăla. Și desigur că doamna a făcut puțin scandal și a rugat-o să cheme pe cineva, să se ducă pe raion, să îi cumpere, sau nu să îi cumpere, doamne iartă-mă, să îi ia altă caserolă din aia. Și casiera i-a zis sincer că nu este nimeni pe raion în momentul ăla. Doamna s-a enervat, am văzut-o cu ochii mei, că parcă s-a umflat așa la față, ceva de genul ăsta, doamne, nu vine să cred, și a luat-o la ceartă. Apoi a chemat-o pe șefa casierei și a venit undeva, cred că în 5 minute, ceva de genul ăsta și a zis ceva de genul, la modul foarte urât, din câte mi-aduc eu aminte. Dumneavoastră, vedeți ce unghii are casiera dumneavoastră? Casiera săraca i-a arătat unghiile cu o față din aia atât de, vai de capul ei, de parcă ar fi avut nu știu câte probleme în ziua aia și săraca cred că e foarte chinuită, bănuiesc că e foarte greu să fii casier la un hipermarket, e foarte stresant și i-a zis sincer, uitați doamnă, unghiile mele sunt tăiate din carne, sunt puțin murdare pentru că e banda murdară și n-am de ales. Apoi îi zice doamna, da, se poate așa ceva, adică eu sunt medic, se poate așa ceva, dacă nu eram medic și nu-mi păsa și dacă persoana era bla bla bla, ce am mai vorbit pe acolo și doamna, da, la casă, dacă ai un copil care se uită la video în momentul ăsta, să știi că simt partea. Toată chestia e că doamna aia cu pulpele alea sau aripile de pui care erau pur și simplu ala praznă, adică nu putea să fie înțelegătoare cu faptul că a luat ea o caserolă din congelatorul ăla și s-a rupt. Chiar nu putea să se ducă după alta. Și acum a doua poveste. Acum câteva luni m-am dus eu frumos tot la același hipermarket și m-am dus la secțiunea lor de make-up. Pentru că eram în grabă, trebuia să pun să-mi fac linia asta minunată care o țin eu la ochi când place mie. Și nu mai aveam creion de ochi. Și păi, na, decât să mă duc eu până la nu știu ce magazin care știu că e la mine în oraș, la mama dracu în praznic, foarte departe de mine, am zis că păi, mă duc la hipermarketul ăla, știi, că știu că au acolo produse de alea și am încredere în ei. Am adus nici cu gândul să iau mâncare și știu că am făcut eu căruciorul ăla plin cu mâncare și stai seama că mă încadrau într-o anumită sumă de bani și nu mi-au rămas foarte mulți bani pentru creionul de ochi. Și mă duc eu frumos la standul de make-up și zic doamnei că vreau un creion de ochi care să fie waterproof sau oilproof, pentru că fața mea e puțin mileioasă prin anumite zone și îmi curge pur și simplu creionul și e super nasol dacă se întinde pe fața ta. Creionul care e ăsta e ceva de la Miss Sporty Mini A, n-am idee, am dat 7 lei, nu, am dat 8 lei pe el. Na,
mă duc eu frumos cu el acasă, am crezut că toate bune și frumoase, am ieșit cu toate bagajele, ajung acasă și știu că în seara aia trebuia să plec, nu știu exact unde, trebuie să ies în oraș. Desfac eu frumos creionul, știi, și băi, mă întreb eu, care-i treaba cu sigiliul ăsta? Care-i treaba cu el? De ce nu se desface mai repede? Dacă mă urmăresc fetele în momentul ăsta, sunt sigură că știți că de obicei au un fel de sigiliu pe capac aici care se rupe cumva așa. Ei bine, creionul ăsta era prins cu scotch, deci era efectiv o bandă foarte micuță de scotch prinsă aici, în zona asta, atât de fină prinsă încât să zici că era sigiliu. Înăție, când se deschid creionul, îl rotesc eu așa frumos și văd că e efectiv doar jumătate din el. Deci, creionul ăsta, știu că nu o să se focuseze. Alo, creionul, focusează-te. Mă rog, nu o să se focuseze. Creionul ăsta nu trebuia să fie atât. Ce trebuia să fie atâta. Puteam să mă duc să le fac scandal pentru un creion de ochi, dar n-am făcut-o. Pur și simplu am stat în banca mea și mă întrebam dacă să fac asta sau nu-i fac probleme. Sunt toate bune și frumoase. Nu o să mor pentru 8 lei, știi? Chiar dacă pot să mănânc ceva mâncare de bani, ia mâncare. Și, na, acum am stat și m-am gândit cu toată întâmplarea asta cu doamna de la Oșan care s-a plâns pentru niște aripioare și zicea că e medic și bla 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 și chestii de astea și am vrut să fac o comparație între ce am făcut eu și ce a făcut doamna aia. Nu știu, cred că trebuie să fii înțelegător în viață. Ce a făcut doamna mi s-a părut strigător la cer, I mean, putea să mă lase puțin de la ea și să zică, a, nu-i problemă, lasă, du-na, po, duce altcineva, nu mai trebuie aripioarele alea, că nu e prima dată când se întâmplă ceva nasol pe banda aia, uite, am fost tot așa zile trecute, tot la hipermarketul ăla, că nu vreau să-i dau nume, că, na, nu vreau să-i fac de râs sau ceva, dar trebuie să aibă grijă, o să le trimite un mesaj pe Facebook totuși cu video, să se simtă. Și... știu că tot așa la casă, la banda respectivă, nu era fix aceeași bandă, era altă doamnă acolo, dar ideea în sine că a luat un săpun care era, nu știu, 2 lei, cu un ambalaj puțin așa mai fragil și când a luat l-a rupt și mi-a zis mie că vreți să lăsați săpunul aici sau chem pe cineva să vă aducă altul și eu i-am zis sincer, mie nu-mi pasă, e un săpun, oricum mă spăl pe mâini cu el și nu intră niciun germene, știi? Și cred că toată chestia asta s-a întâmplat, adică s-a oferit poate să-mi schimbi produsul pentru că a făcut doamna aia scandal sau cine știe, poate au eu politică bună și chiar să o ocupă. Ideea este că acolo în sufletelul vostru trebuie să găsiți gramul ăla de înțelegere față de oameni, trebuie să fiți foarte înțelegători în anumite situații, știu că mai sunt unele persoane căpoase ca și doamna aia care a făcut scandal pentru niște aripioare. Și trebuie să vă gândiți că, băi, în viață e frumos să lași de la tine, e bine să apreciezi ce ai în jur, e bine să te porți foarte frumos cu oamenii. Aveți și mai mare grijă la ce cumpărați din hipermarketuri, că apropo am cumpărat o chestie expirată, și aveți grijă și la prețuri, că sunt schimbate. Și, da, bănuiesc că aici termin episodul de azi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Vă rog foarte frumos, dacă sunteți noi pe canal, să nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și de asemenea pe butonul ăla frumușel de like de acolo cu degetul în sus. Degetul în sus, ok, nu în jos, dacă e în jos mă supăr în sus, ok. Și vă rog să verificați și linkurile din descriere și pa, pa! Aștept, apropo, comentariile voastre.